Dimineața. Bună dimineața! Cum ești astăzi? Cum te-ai trezit? Ce intenție ți-ai fixat pentru astăzi? Să nu uiți de intenția aceasta. Ți-o spun ție și mi-o spun și mie. Cât de important este să pornim cu atenția clară asupra ceea ce vrem să ni se întâmple. Da? Sunt bucuroasă să fiu cu tine, sunt bucuroasă să te inspir și sunt recunoscătoare pentru toată inspirația pe care tu mi-o dai mie aici pe grup. Sunteți niște oameni minunați, toți faceți o treabă minunată. Nu vine să cred câte postări sunt. Ieri am avut o zi absolut plină și n-am ținut pasul cu voi, dar recuperez, poate astăzi îmi iau un timp să citesc. Ce m-am gândit astăzi să-ți spun? Sunt două lucruri. Unul legat de relații. Dacă acum 2 zile te-am îndemnat să vorbești cu cineva despre efectele pe care le are zahărul asupra organismului, astăzi te îndemn și ieri te-am îndemnat cumva să vorbești despre felul în care te simți, astăzi te îndemn să te uiți un pic la oamenii alături de care îți petreci cel mai mult timpul. Știi, productivitatea noastră, gradul nostru de împlinire, de satisfacere, curajul pe care dezvoltăm în viețile noastre, se datorează foarte mult și este condiționat într-un fel sau altul de oamenii pe care îi avem în jurul nostru. Se spune că suntem o medie a celor 5 oameni cu care ne petrecem cel mai mult din timpul nostru. Cum sunt oamenii de lângă tine? Fără să fii critic, fără să judeci sau să pui niște etichete. Pur și simplu uită-te la oamenii lângă care stai. Uită-te la cei din casă, cum sunt, uită-te la cei pe care îi ai în jurul tău la birou, vezi cum sunt prietenii tăi. Influența este enormă, absolut în toate planurile vieții noastre. Felul în care relaționăm și felul în care suntem influențați de cei din jurul nostru ne dă o direcție înspre productivitate și împlinire, mai mult decât îți imaginezi. Ia uite-te un pic cum sunt oamenii din jurul tău. E important să știi și să înțelegi niște lucruri pas cu pas. Astăzi doar observă-i, gândește-te, fără judecăți și fără etichete. Altceva ce mai vroiam să-ți spun este legat de carbohidrați, pentru că suntem în glucide, carbohidrați în plin proces, iată-te, este legat de carbohidrați și de o poveste. Ieri unul dintre pacienții pe care i-am avut, din clienții pe care i-am avut, îmi spune la un moment dat, ok, în structura aceasta pe care am convenit împreună că o urmează, văd că îmi lipsesc glucidele cu desăvârșire, dar totuși eu n-am nevoie de glucide și carbohidrați. Ah, și am zis așa, dacă nu am pus pe foaie nimic din patiserii, nimic din confetării, nimic napolitane, biscuiți, credeți că nu aveți glucide sau carbohidrați? Păi nu știu, explicați-mi. Păi în fiecare zi v-am spus să consumați rădăcinoase, morcovi, da? În fiecare zi trebuie să aveți. Astea sunt fibre și glucide la pachet. În fiecare zi v-am spus să consumați o felie de pâine integrală. Asta este glucid complex, excelent. În fiecare zi aveți vegetale care sunt pline de glucide. Astfel că glucidele noastre sănătoase sunt în alimentele sănătoase. Și una dintre alimentele pe care eu le ador și alegerile mele sunt legate de leguminoase. Fii atent, dacă nu mănânci carne, și vrei să renunți la carne, pentru cei care nu consumă carne, în locul acesteia, ce credeți că este? Fasolea, lintea, mazărea, năutul, humusul. Sunt și nucile și proteoleaginoasele, da, semințele, pentru că ele sunt proteoleaginoase, o combinație de proteină și oleaginoase, dar sunt și aceste leguminoase, mazăre, linte, fasole, năut, humus. Astfel că dacă ești într-o perioadă de post sau ești într-o perioadă în care vrei să testezi cum te simți fără proteină de origine animală, întotdeauna în ziua aceea e musai să ai una dintre fasole, linte, mazăre, năut. Acestea sunt proteine considerate pentru cei care nu mănâncă carne. Dar pentru cei care mănâncă proteină de origine animală, aceștia sunt carbohidrații perfecți. Procentul lor este undeva în jur de 20-30%. Între aceste valori se numără cantitatea de proteină din leguminoase. Ei bine, restul este vorba despre carbohidrat. Deci, o categorie de carbohidrat excelentă, combinată cu proteină, o categorie nutrițională
complexă din toate punctele de vedere, pentru că este un aliment extraordinar. L-aveam străbunicii noștri, bunicii noștri, o mâncare de fasole cu salată de sfeclă roșie și cu hrean, sau niște varză murată combinată cu o mâncărică de fasole, sau o ciorbă de fasole, așa cum am mâncat eu ieri, neagră. A fost ceva fancy. O ciorbă de fasole cu o salată de ceapă roșie lângă este întotdeauna o alegere excelentă. Hai că nu vreau să ne facem foame de la început. Pentru mine, una dintre alegerile pe care o să o am întotdeauna atunci când sunt acasă și ce pot să mănânc sunt aceste combinații de care ți-am spus. Mă bucur că ne-am întâlnit, mă bucur că suntem sănătoși. Aș vrea să te îndemn să fii cu ochii pe oamenii cu care îți petreci cel mai mult timp. Să vezi cum sunt, fără critică, fără judecată, doar să-i vezi. Să vezi cum sunt ei și felul în care ei te pot influența, îți pot influența curajul, împlinirea, productivitatea, prosperitatea ta. Fii atent la oamenii din jurul tău și ia această cercetare legată de leguminoase care ar putea să fie o sursă excelentă de proteină și în același timp excelentă de carbohidrați. Ziua e ploioasă, o să fie și super friguroasă. Asta nu ne împiedică să mergem înainte cu încredere, atâta timp cât suntem sănătoși și să fim recunoscători pentru tot ceea ce avem. Și astăzi, când bei un ceai cald, bun, chiar acum mă duc să-mi fac unul, când bei un ceai cald mai târziu pe seară când se fac minus grade afară, gândește-te la toate recunoștințele și la bucuria pe care o ai în parcursul acestor 30 Days No Sugar. Felicitări pentru tot ceea ce faceți aici. Sunt absolut recunoscătoare să fiu înconjurată de oameni vrednici. Eu, în grupul Dietetica, am această convingere și certitudine că sunt înconjurată de oameni care mă inspiră, oameni vrednici. Mulțumesc! Să ai o zi minunată! Pe mâine la 8!